Numele și prenumele, vă rog frumos, pentru tombolă. Educație fără stres este antidotul modului în care eu personal și mulți dintre noi am fost crescuți. Scopul acestei conferințe internaționale a fost prima de felul ăsta în Europa de Sud-Est, este de a galvaniza energii pentru a aduce bucuria în școală. Vedeți, în toate proiectele educaționale, lucrul acesta nu este avut în vedere. Ori dacă nu ești bucuros, nu ești performant în ce faci. Și atunci dorim să aducem bucuria în clasă, să promovăm bucuria în clasă, bucuria de a preda, dorința de a învăța. Ăsta este principalul scop al acestei conferințe atelier, unde vrem să găsim soluții adaptate la diferite situații pentru a elimina acest stres care blochează învățatul. Stresul înseamnă o minte care nu este liberă. O minte care nu este liberă nu poate învăța. Și vrem să promovăm idei care să fie testate și care să ducă la proiecte pilot, care să fie cercetate și să se vadă cum este situația în Europa prin aceste două proiecte, Europe și Friends, care au demarat în 2016 și care au dat rezultate remarcabile. Rezultate remarcabile în situații dificile, pentru că au fost mai ales școli cu probleme, școli în care e indisciplină, școli în care există lipsă de integrare cu rezultate slabe la învățătură, cu abandon școlar, etc. Similar cu ce întâlnim poate mult prea des, din păcate, în România. Și vrem, prin experiențele care au fost acumulate, prin dovezile științifice care au fost prezentate, să se introducă prin intermediul Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Învățământului, Educației și Învățământului, prin școli, prin consilii școlare, să se introducă aceste lucruri și aici. Ăsta este scopul. Ruida Maris, din clasa a patra, școala mea este pe o frumoasă insulă. La școală vin tot felul de elevi, aici, pe insulă, vin și multe animale, pe terasă este o bibliotecă, la intrare e o ușă secretă, sportul este în notul și dansul, se ajunge la școală pe un pod, aici este numai soare. Elevii mănâncă din plantele insulei, este un mediu relaxant și vesel. And this is important because TM is extremely powerful, but what you're doing in education is also very, very important. You're teaching your students the tools of life. And by adding transcending, you're going to help them to apply the tools of life more easily. Conferința de astăzi a fost o surpriză, o surpriză foarte plăcută. Am învățat foarte multe din experiențele și proiectele celor care au participat. Eu predau limba portugheză și am fost foarte plăcut surprinsă să văd că în Portugalia s-a aplicat această tehnică de meditație transcendentală în mai multe școli și cu siguranță am să propun acest lucru și în școala mea și îmi doresc o schimbare pozitivă pe viitor în acest sens. Iar eu pot să spun și am fost foarte surprinsă, fiindcă m-am născut în Portugalia, am fost elev acolo și n-am apucat timpul ăsta să ajung să văd această schimbare în școlile de acolo, dar e surprinzător că în țara mea s-a putut face asta și că putem face și noi în România, odată ce trăiesc și eu acum aici și pot vedea diferența și pot schimba și pot lucra și împreună cu colegii mei. Odată ce știu și am avut jumătate din informațiile astea și am mai învățat lucruri noi din conferința aceasta. We can also see what increases in these teachers. It increases job satisfaction, satisfaction with life, the positive effects, and for example, their psychological well-being. I feel a purpose in life. I feel more autonomous with
myself. When I received the invitation of Nikolai, I just could say yes, because when we have the opportunity to share our experience about how to be more happy, to have more well-being, so it was, let's say, the most important thing, and we came to share with you, Romanian, and we are very, very happy to be here. Indeed, I don't want to go home. I want to stay a little more. Am venit la această conferință din dorința de a afla lucruri noi și interesante despre posibilitatea de a îmbunătăți calitatea educației din țara noastră. There's another project now underway called the Friends Project, and the whole purpose of this research by the European Union is to test out different interventions in education. Eu sunt inginer IT, nu fac educație formal, nu sunt angajat la nicio școală, dar am venit pentru că sunt pasionat de educație și sunt curios ce anume își propune această conferință. Am vrut să cunosc comunitatea și să cunosc un pic ce anume își dorește să realizeze. Am fost surprins de statisticile legate de nivelul la care a evoluat meditația în cadrul școlilor la nivel global. Meditația transcendentală este caracterizată prin trei cuvinte la un moment dat de către Bob Roth, autorul uneia din cărții pe care am văzut-o și la stand aici. El spune că este facilă, simplă și naturală. So knowledge is based in consciousness. That's the container of knowledge. And modern education is focused on filling the container of knowledge. What transcendental meditation brings is the opportunity to expand the container of knowledge. If I allow the student to do two times of quiet time, they call it in school, then they're expanding their awareness every time. So they're getting more intelligent, more creative, when they're relaxing like that. And they hardly ever relax. They're always moving in tune. You know, they like age 10. What? Sit down? 9, 8? So they're now releasing stress and becoming more creative, more intelligent, based on the science that I even showed it here. Creative, intelligent, anxiety is going down, and they even become more ethical, even just by meditating. Nobody even tells them about ethics. We saw the kids, you know, but if they're meditating and they're not stressed, they are more in tune with nature and do the right thing. So it increases those skills by expanding consciousness. How? Releasing stress. Ce s-a constatat este o capacitate a copiilor de a învăța mai repede. Este ceva fiziologic, nu este ceva care se obține prin a sta și noaptea să înveți. Dacă nu lărgești containerul sau rezervorul în care se acumulează cunoștința și care este propria noastră conștiință, atunci n-ai nicio șansă ca să se producă într-adevăr un progres real. Și rezultatul îndesării în același rezervor limitat a tot mai multe cunoștințe duce la stres și, prin urmare, la opusul scopului. Și meditația transcendentală care a fost adoptată în Uniunea Europeană prin aceste proiecte a dovedit această lărgire a ariei de conștiință. Și atunci este mai ușor pentru copii să învețe mai bine și, în plus de asta, este o tot altă atmosferă în școală. Este o atmosferă mai armonioasă, în care bullying dispare, în care burnout-ul profesorilor dispare. Asta spun școli după școli. Sunt peste 1000 de școli în lume unde s-a introdus acest program. Probabil că au dreptate. Sunt peste 1 milion de copii care practică acest program, Quiet Time, bazat pe meditație transcendentală. Vor fi având dreptate. De ce să nu se încerce și aici? Această conferință m-a ajutat să în credința mea că este foarte mare nevoie
de un ajutor pentru reducerea stresului și a agresivității în școli. Aceste metode pe care ne-au prezentat aici și aceste opinii, idei, dezbaterea aceasta mi s-a părut foarte, foarte utilă. Mi-a mai deschis multe căi în viziunea și în convingere pe care o aveam. Cred că trebuie început, cum au spus câțiva vorbitori, din interior, cu schimbarea fiecăruia dintre noi. Cred că educația fără stres este educația în care greul devine oportunitate. Ne uităm spre soluții și învățăm pe copiii noștri să scrie pe pereți cuvinte frumoase pe care le înțeleg. Respect, responsabilitate, compasiune, integritate, eu pot, îmi pasă de tine. Aș vrea să faceți un exercițiu de imaginație și să vă imaginați că intrați în casa dumneavoastră și aceste cuvinte sunt primele pe care le vedeți când ați deschis ușa. Hai, și eu să plec acum, doi!